dau de mâini într-un mod bizar. Păi e bizar, chiar se pare bizar. Bizar, adică, elele sunt bizare, monștri sunt... Oh, bizar. Dă-i drumul să te bătă. Nu cred că Hyman s-a apucat să facă NPC. Refuz să cred, ia. Nu știu, NPC-ul meu preferat e justițiarul din Berceni. Ia, ia uite. Salut, eu sunt Sherry Mafra, aici cu Adrian Elicopter de Ruptă și noi înțeleg că avem păreri diferite despre ceea ce înseamnă acest trend cu NPC-urile. Așa că videoclipul de astăzi va fi despre NPC-uri, fraților. Acest nou trend care a apărut pe TikTok, corectează-mă dacă greșesc, da. În care oamenii se prefac a fi NPC-uri, roboți, adică NPC vine de la non-playable character în jocurile video. NPC-uri, cum să zicem. Acele caractere cu care tu interacționezi și au câteva replici standard. Și au în general o animație din asta când stau, statică. Da. Și au câteva replici. Și oamenii ăștia practic cum funcționează? Ei primesc donații, nu? Da, și... ei primesc donații, primesc un trandafir și zic: mulțumesc pentru trandafir, mulțumesc pentru trandafir. Și ei își scriu de dinainte niște replici prestabilite, nu? Probabil, sau se gândesc pe parcurs. Sau le dau și oamenii de pe live, le zic: fă ghe și face ghe, da. Ghe. Aia a pornit de la Bahoi, cred da? Că doar Bahoi o are pe aia cu ghe. Bahoi e pe ghe, e Bahoi e numărul 1, cel mai bun NPC, ăsta ar putea să joace în GTA San Andreas. Tu ai face vreodată asta cu NPC? Nu, n-ai oameni care să faci vreodată. Bun, am făcut la mișto cum ar veni 10 secunde pe live ca să râdem, dar nu să fac. Hai să vedem, a apărut și la Canar de informații și s-a iscat o controversă în jurul chestii astea de la Canar de... TikTok. So cute. La inimă mai ars. Gang, gang. Amatorii rețelelor sociale au dat cel puțin o dată în ultima perioadă peste astfel de filmulețe. Așa. Și creatori de conținut se poartă ca niște personaje din jocurile video. Își mișcă într-un mod bizar mâinile și repetă obsesiv unele cuvinte. Păi e un mod bizar, nu-ți se pare un mod bizar? E un mod bizar. Înghețată. Această tânără se crede robot și a intrat în acest rol ore întregi. Fiecare reacție este un răspuns la donațiile făcute de internauți sub formă de diferite stickere. Mai sunt și momente în care, de furie, își iese din personaj. Trandafir, nu mai înjura asta! Fără dreptate, mă, fata! Gif, trandafir! Inimii are, mamă, ligă cu cârnea! Într-un alt videoclip, o femeie are mai multe bancnote de 50 de euro. Ia, doamna asta, ia, n-am văzut. Gesticulează robotic din mâini și îi provoacă pe internauți să facă donații. Donează pentru a vedea o reacție 100% românească. Nu mă mai trimiteți la muncă. Face telejoc. Nu mă mai trimiteți la muncă. Se potrivește de multe ori cu cea de pe TikTok. Gata, ne trăiască ce iubești că mi-ai dat numai de alea de un cent, Ane. Ane, trăiască ce iubești tu, că mi-ai dat numai de alea de un cent. Bă, deci românii și ies din personaj, asta mi se pare diferit. Străinii stau în personaj, nu contează, sunt profesioniști românii. Bă, trăiască ce iubești tu, că m-am săturat. Aia până afară orice dai, wow. Ia. Hai să te văd, Ane. Bună, eu sunt Ane. Nu ne uităm la Fereșteanu, că mă plictisește Fereșteanu ăsta maxim. Mai bine nu uităm. Hai să vedem și ce a răspuns fata din TikTok. Canal de lovește din nou. Dar am și eu o întrebare pentru voi. Așa. Am câștigat competiția la box anul trecut la Năvodari și am reprezentat țara asta. N-a venit nimeni să mă posteze, să mă laude și pe mine, că uite frate ce a făcut fata asta care cu doar 3 luni de box a reușit să aducă o medalie de aur acasă și să fac un progres. Ok, deci fata are niște performanțe, mai zicea ceva, nu m-am uitat până în capăt, dar înțeleg că are niște performanțe sportive și ea spune, dom'le, când am făcut chestiile astea care sunt, na, de rău, dar nu m-ați dat la televizor, dar acum că fac NPC-uri pe TikTok, am fost dată la televizor. Corect. Și ce părere ai tu despre, că știu că ai lăsat, nu-ți mai găsesc acum comentariu, dar știu că ai lăsat aici un comentariu la postarea asta, care e părerea ta pe subiectul ăsta? I-am zis felicitări că ăștia au cam subtot cu NPC-urile și asta e părerea mea. Păi și, deci ce, că n-ar de-ul ca da știrea? De ce ți se pare că au subtot? Mie mi se pare că au arătat, au documentat corect, dom'le, uite, trendul a apărut în America, ăștia se prostesc. N-au documentat corect, în primul rând fac o problemă foarte mare din treaba asta la mod. Ai văzut cum explicau ei? Dau de mâini într-un mod bizar. Cerșetorie. Păi e bizar, în chiar se cum pare bizar. Bizar, adică... dau într-un mod bizar, știi ce înseamnă bizar? Ciudat. Elele sunt bizare, astea, monștri sunt bizar. Da, mă, dar nu ți se pare că oamenii care fac asta se și înjosesc? Adică chiar ți se pare o chestie... Nu
mi se pare neapărat că se înjosesc. Pur și simplu, e un trend, o să moară într-o lună, nu trebuie să facem o mare problemă din asta. Și n-aș compara ce se întâmplă pe TikTok acum, ce fac ei pe live-uri, cu cerșetoria din punct de vedere legal, cum au și comparat. Pentru că nu are absolut nicio treabă. Poți să consideri un act artistic sau poți ca o dedicație la manere, dacă vei găsi la manerist, îi dai niște bani și el cântă de tine. Din punct de vedere legal, nu poți să zici. Din punct de vedere legal, dar eu ca și cum un act artistic, în sensul că ești la manerist, îi dai niște bani și ăla se... Dar, repet, mi se pare că cum să spun, ca să faci un asemenea trend, bă, trebuie să nu ai multe alte opțiuni, sincer, adică pe bune, e penibil, dă-o dracu de treabă. Și faci ore în șir, adică nu faci odată, faci de două ori, faci ore în șir, păi, să okay, stai în fața camerei, nu ți se pare înjositor un pic sau nu știu. Ce mă deranjează pe mine, cu ce te deranjează pe tine chestiile astea? Cu nimic, mi se pare amuzant, mie mi se pare dacă foarte amuzant. Dacă oamenii vii și dau trandafiri sau ce dau ei pentru a obține reacțiile astea din partea celor care fac live, care ar fi problema? Mi se pare o problemă. E vorba aia, știi? Dau de la tine trandafirul sau dau de la mine? Nu, frate, dar mi se pare o problemă că oamenii chiar dau bani. Bine, de fapt, cred că e distractiv, nu-mi dau seama. Poate și eu dacă a stat pe live-uri astea cu NPC-uri, aș da și niște bani amiștoză. A stat la Bahoi, cred că vreo 2-3 minute. Ia, uite că ai zis de Bahoi, ia să vedem pe Bahoi NPC. Nu știu, Bahoi chiar e entertaining când face live-urile astea, sincer. Dacă tot vreți să mă pedeți să mă chinuiți, haideți mă pe Gheghe, Gheghe. Vai de p***a, mă doare picior, mă dor picioarele, Doamne. Bă, dar nu e profi, frate, un NPC adevărat nu se plânge niciodată. El iese din character. Da. NPC-ul adevărat stă în character ora, tot drive-ul. Băi, frate, e chin, frate. Gheghe, gheghe, mă doare, bă, mă doare spatele. Fac dansul gheghe. Doamne, ferește. Să se ridic fusta. Dar de unde a găsit fusta aia, frate? Cred că nu-l cunoști pe Bahoi. Doamne, ferește. Bă, mi se pare că la un moment dat se duce într-o boală mentală, eu zic sincer, mi se pare... E Bahoi, l-ai văzut vreodată la costum să apară pe live? Bă, nu, dar Bahoi la un moment dat mergea la Gojira, își dădea cu părerea, adică părea așa, om serios, Bahoi are documentar pe Netflix, mâncați-aș. Bahoi când făcea YouTube, cred că n-aveai cablu și el tu. Păi da, și acum face gheghe... Aia face și el o lună și trece, nu? Nu-ți place, dai skip, dai scroll. Asta e părerea mea. Iar a început o luptă, nu știu dacă ai observat, între televiziune și internet. Că uite, doamne, ce se întâmplă pe internet, cerșetorii. Nu mi se pare că e o luptă, mi se pare că aici și nu exagerăm. Adică oamenii au dat o știre, pentru că ce se întâmplă dacă bunica mea, care se uită la Canal D, ar vedea asta, chiar ar fi șocată, ar fi, bă, nu cred că aici că asta se întâmplă. Adică asta înseamnă că e o știre bună. Ce voi să nu dea bunica știre? Ta n-ar vedea asta dacă n-ar fi fost tăiat de la Canal D. Și da, ce vede bunica ta? Bizar, cerșetorii. Păi da, dar și dacă e bunica ta ce crede? Că mamă, sunt niște nebuni, îți dai sunt seama, niște nebuni, bani, asta sunt niște nebuni. Eu am pensia 8-9-10 milioane, da. Sunt niște nebuni și uite câți bani fac ăștia. Care ăștia fac 50 de dolari, majoritatea, maxim. Păi da, pentru că și chestia asta, și cartea asta s-a jucat într-un mod... Gen că fac bani mulți, da, că fac bani nemeritați. Da, dar păi de fapt știu, nu fac. Nu fac? Nu se fac ceva bani? Adică mă gândesc de ce ai stat 4 ore pe live? Nu, nici Bahoi, care zici că Bahoi e piatra de temelie a NPC-urilor din România. E forul legislativ. La Bahoi. Da? Și nu faci atât de mulți bani. Putem să intrăm pe clasament și îți calculez eu cât faci. Am obosit cu gheghe, mă, frate, gheghe, mici de fotbal, trif. Capibara în gură, capibara în fund. Nu știu, NPC-ul meu preferat e justițiarul din Berceni. Ia, nu l-ai văzut pe justițiar cu un univers? Fără pedofil. Univers. Am văzut ceva, da. Ăla e preferatul meu, justițiarul din Berceni. Ia uite. Un univers, fără pedofil. Da, mă, gata, ăsta e. Trandafir, mersi frumos. Trandafir, mersi frumos. Un nou univers, fără pedofil. Un nou univers fără pedofili. Da. Când nu mai sunt pedofili de prins în București, asta se ajunge. Uite, sunt 1600 de oameni pe live. Dacă lor le place. Da, mă, știu, dar omul ăsta prindea pedofili, adică era ceva. Nu știu, nu sunt fanul lui, n-a fost niciodată fanul lui, nu mi se pare că... Nici eu, dar pana mea, nu știu. Mamă, dar stai 2-3 ore așa? Da, frate, mi se pare... Eu recunosc că nu e simplu, adică mi se pare greu să poți să ai rezistența asta mentală și tot ce vrei tu. Bă, dar totuși, adică... Uite, femeia asta chiar merită tot trandafira și tot, toate universele. Doamne, ferește. Hai mă, nu știi? Nu. E foarte catenică femeia. Thank you for follow me. Vezi că știi engleză? Ia, stai să vezi cum vorbește în engleză. Doamne ferește. Oh, my heart. Oh, I'm a little princess.
Bă, frate, eu, și mie îmi vine să râd, dar mi se pare fucking crazy. Ia uite, Mitrică, ce ai pierdut, mânca mea-i fleașca. Cum mă, să nu știi? Ah, ia caută, ia caută, alertă de securitate. Alertă de securitate, să mă pupi în p***a. Bă, am fost pe live cu ea și e super, super entertaining femeia, mă jur. Tot ce are niște vorbe. Bă, nu știu, dar nu pare sănătoasă, nu pare cu toate țigările pe nu, casă. Nu, e. Chiar e sănătoasă? Da, eu am vorbit serios cu ea, am intrat în niște discuții. Și femeia ce-a făcut până la vârsta asta? Muncește ceva? Ce se ocupă? Nu pot să spun ce, nu știu dacă pot să spun. Am muncit în străinătate, mi-a povestit pe live-ul. Așa? Am muncit în străinătate și am făcut o casă, nu e ca și cum e luată de pe stradă și fac TikTok, fac mișcări bizare de mână pentru sume exorbitante de bani. Bă, nu știu, lăsați și voi în comentarii ce părere aveți de trendul ăsta cu NPC-urile. Eu întotdeauna am fost un tip care a mers pe principiul, domne, unde este cerere, e și ofertă. Adică dacă oamenii asta vor să vadă, e normal că asta o să primească și până la urmă de condamnat nu e cine, cine dă, e cine cere. Nu te-ai dat cu televiziunile, nu? Nu m-am dat cu televiziunile, dar în același timp mi se pare o chestie anormală, adică... Nu, ăsta s-a dat cu televiziunile, că l-am văzut de câteva zile și avându-l sufletul ei. Bă, hai să-ți zic, pe aia dreaptă, frate. Aveai tu ochii așa, plați așa ca pisica, acum 2-3 zile? Cum adică? Să muri dacă nu s-a schimbat de tot și ochii și l-am înfățișat și cum vorbește ăsta și-a vândut sufletul sigur. Acum ia uite, ia apărerea la televiziune, în loc să zici internet... În loc să zic NPC-ul în NPC-uri, normal! Bă, vere, mă, ascultă-mă, fii atent, eu iau logic, da? Da. În mod logic, oamenii ăștia, dacă ajung să facă, nu știu câți bani fac și nu știu dacă se fac, tu zici că nu se fac. Nu. Înseamnă că trebuie să și aibă un job, nu? Pe lângă. Da. Dar eu zic sigur, oamenii ăștia dacă ar avea un job, cum să spun, productivitatea în această țară ar fi mai mare, înțelegi? Adică oamenii ăștia să muncească ceva, să realizeze ceva, să creeze plus valoare versus ce fac ei, e mult mai bine. Dar sigur, dacă ei fac bani din asta, înseamnă că na, oamenii cer. Dar nu trăiesc din 50 de dolari. Vrei să luăm topul ăla cu toți care fac NPC-uri și eu să-ți calculez cât înseamnă punctele alea în bani? Nu știu, există un top de NPC-uri? Nu, există un top 100 săptămânal și vezi tu acolo cine. Și acum sunt mulți NPC-uri în topul ăla 100 oare? Cred că e niciunul. Uite, te întreb și eu ceva. Dacă tot vorbim despre ce se postează pe TikTok, ce se întâmplă pe live, de ce nu se vorbește la televizor și despre momentele în care se amenință ăștia cu moartea? Tot se înjură de copii, se înjură de mame, se... Nu, că se înjură de mame și de copii, nu mi se pare. A, nu? Nu. Păi vrei să... Că se amenință cu moartea, da. Că se promovează așa violența, da. Dacă se înjură de mame, nu mi se pare. Mă, tu nu știi cum se înjură foștii pușcăriași de mame și de copii. Și pe cine înjură mai ales? Ce conflicte sunt? Asta nu mai sunt dată la televizor. Chiar nu urmăresc. Și ce 16 să fac pe aici pe TikTok, că l-a făcut la adres și multe vorbe. Alea nu se mai dă la televizor. Da? Se dă trendul cu NPC-uri. Nu știu, bă, pe ce crezi că sunt niște interese oculte să nu-i dea pe oamenii aia la televizor? Nu, nu, nu cred că i-au descoperit încă, adică... Nu, pur și simplu se poartă ca niște oameni de, nu știu, 50, 60, 70 de ani, ca asta ești. Dacă tu te uiți pe internet și nu înțelegi că ăsta e un trend și poți să-ți dai scroll, tu vii și faci un reportaj, folosești numai cuvinte de-astea... E a 10-a oară când zic că mi s-a părut penal rău de tot, în mod bizar, fac sume exorbitante. Înseamnă că tu nu înțelegi și la internet. Așa mi se pare mie. Păi mie mi se pare foarte ciudată cumva și greșită ideea că tu practic o controlezi pe fata asta ce zice. Adică se duce mult... Pe bune, tu o controlezi, tu practic prin ce îi dai ei să facă ceva. Mi se pare e ca la videochat cumva, dar fără dezbrăcare, fără ceva sexual neapărat. Dar e ca la videochat, că și parea practic, spui, dezbracă-te, bagă-ți asta, fă-ți asta. E ok, dar nu... Nu e chiar o comparație bună și oricum la videochat care ar fi problema? Nu e o problemă nici acolo, dar cumva vezi, e privit ca fiind ceva imoral, na. Da. Nu e o chestie care este mândrești neapărat, nu? Mă gândesc eu. Pur și simplu, fac și că n-au cont, vor să facă și un număr de urmăritori, să mai aibă oameni pe live și n-au ce să facă. I-am mai dat și la știri dracu. Îți dai seama să fi făcut și eu 20 de secunde la un moment de la mișto? Da, mă, faci și ce, da, mă, înțeleg ce zici tu, da. Pana mea, când vezi pe fata asta care stă la cameră și face nghe, adică pana mea nu necesită cum să zic, nici doi neuroni să faci asta, nu știu cum să zic. Tu chiar ai sta și ți-ar strica fata asta ziua când faci? Nu, doamne ferește, nu, mi se pare, eu mă uit, nu vezi că facem reacție? Noi mâncăm de pe urma lor acum, facem o reacție, o punem pe YouTube, facem bani din asta, să fim serioși. Dar pana mea... Tot felul de trenduri penibile. Pe TikTok. Și mi se pare penibil, n-aș face chestia asta. Dar nu știu.
Ai văzut măcar comentariile de la știrile aia cu Canal 10, ce zic? Am văzut, am văzut. Se propagă oamenii... și mai mult ideea că internetul e un mediu nu știu de care, că văd cu ce vă copii. Îți dai seama că oamenii, dar tu nu poți să-i judeci pe oamenii aia, că tu îți dai seama că oamenii aia dacă auzi la televizor, domne, se fac bani mai mulți decât un salariu mediu din așa ceva, care un salariu mediu nu e greu de bătut. Și aia se gândesc, bă, stai un pic, eu mă duc și muncesc pe salariu mediu toată ziua 8 ore și alții stau pe TikTok și fac ghe. Normal că te enervează, adică pana mea, nu crezi că tu... Asta era problema în țara noastră, că fac ăștia 20 de milioane, care oricum nu fac, zic eu că nu fac. Nu fac nici 20 de milioane. 20-30 de milioane. Cam asta a fost schema de la începutul timpului. Faci oamenii să se certe între ei. Să vadă omul, în loc să zică, bă, n-avem nimic prin politică, nu se întâmplă nimic, vede omul la televizor, uite cât face asta și omul e nervos pe asta, care face bani pe TikTok, în loc să fie nervos că... Da, eu înțeleg ce spui tu, dar în același timp trebuie să recunoști că e șocant, adică dacă... Gândește că dacă tu n-ai fi știut ce era TikTok, bă, fii atent. Să spunem că fii atent, ai fi avut de 10 ani încoace un somn. Da. Deci n-ai fi știut de 10 ani ce se întâmplă. Deci prin 2013, așa, tu ai fi intrat într-o hibernare, da? Da. Și eu te-aș și trezit acum în 2023 și ți-aș zis, salut frate, uite, hai să arăt ce se mai face. În 2013 te-ai fi uitat la doza de hash, la Mikey hash, da, Maxim, da. Și să ai să arăt ce e acum. Și faci ghe. Tu ai fi înțeles ceva din lucrurile astea? N-ai fi zis, păi, bă, ce e asta? Dar de ce le explică la știri? Exact cum ți-am spus, ca și cum ar câștiga nu știu ce sume. Și le explică într-un mod foarte ambigu, așa. În loc să zică, este un trend pe TikTok în care primești o donație și... Mă, îți dai seama că și ei trebuie să exagereze un pic conținutul ca să le prindă știrile. Gabriel, domnul Gabriel Freșteanu, care pune, nu știu dacă a pus melodii dramatice, dar toate videoclipurile dumnealui sunt formale și oarecum... Da, nu, stai un pic, nici mie nu-mi place modul în care prezintă Gabriel Freșteanu lucrurile, deci nu sunt și fan. Și domnul Gabriel nu lucrează la Canal D, nu prin el. Nu știu dacă mai lucrează la Canal D, lucrează la Pro FM, nu știu dacă are treabă și cu Canal D. Dar hai să ne uităm la videoclipul lui, te rog frumos, despre NPC. Ia, pe mine mă enervează gen stilul în care vorbește efectiv, nu neapărat. Și că e foarte, stilul nu mă interesează, dar e foarte dramatic. Vă povesteam într-un clip anterior cum este definită legal cerșetoria. Credeam că împreună, pentru că a fost o mare susținere, reușim să transmitem mesajul, dar iată că trendurile vin peste noi și a apărut acest NPC. Vezi cât e dramatic e? Da, mă, așa e, pentru că e obișnuit cu presa, e obișnuit să fie... Astăzi vreau să merg pe o definiție din Dex, mai precis, umilire. Pentru da, mă, bine, el merge pe definiție din Dex, nu sunt eu, deci am zis, cum nu... să compar ce se întâmplă aici pe TikTok, de fapt, oamenii ăștia cu cerșetorii. Bă, e, stai un pic să ne înțelegem, nu pot să numesc cerșetorie, dar nu e nici foarte departe, hai să fim serioși, adică e... Bă, da, e foarte departe din punct de vedere legal. Că zici tu că, uite, că fac eu TikTok și tu mă faci cerșetor, e altceva, dar când compari lucrul ăsta cu cerșetoria din punct de vedere legal, înseamnă că... Da, nu, știi de ce nu e același lucru? Pentru că cerșetorul îți strânește miră. Ăsta nu îți strânește miră. Ăsta te amuză prin cât de ciudat e ce faci și cât de cringe e, știi? Eu dacă fac un live pe YouTube și am donații, eu strânesc milă? Dacă nu, un dolar? Nu, oamenii donează că se distrează. Ia uite ce zice cineva. Nu-i suport nici eu, dar pot să respect pe Wahoi, care e NPC de la 7 dimineața până la 10 seara de luni de zile. Aia deja e muncă. Bă, să mori, ar trebui să-i pună la aia, cum, la vechime. Bă, eu zic să băgați, mă, uite, ascultați-i pe Pericopter și băgați corecțiuni de nomencreatori. Băgați acolo nomencreatorul de meserii, NPC, să-și pună în CV. Cât de dus să angajezi pe unul, ce ai fost? 3 ani de zile am fost NPC pe TikTok, după aia m-am angajat, da. Păi nu plătești taxe când îți scoți banii aia de pe TikTok? Bă, nu știu, asta nu știu, că eu n-am făcut bani niciodată pe TikTok. Îmi place să cred că plătești un 10% sau cât se... Cred că 10% ar trebui impozitatea, mi se pare că sunt... Eu pe anul trecut, da, cam 10%. Păi zi-mi tu cu taxele, cum faci cu banii aia? Cum îi scoți de acolo? Că tu faci banii la ei? Îi scoți pe PayPal și după te duci și plătești. Iei un fișier de acolo, îl descarci de pe TikTok și te duci cu el la finanțe. Și nu știu, m-am dus și am întrebat, domnule, cât trebuie? Atât, pac. Nu știu cât e, 10% ce mai probabil. Da. Cam atâta știu, că e la fel ca la Bitcoin și alte chestii. Da, dar eu am făcut chestia asta pe anul trecut și anul trecut nu scosesem cine știe ce bani. Deci, uite, hai să vedem ce zice doamna asta. Fac, copii, să ofer un conținut sănătos pe TikTok ăsta. Și asta ghe. Ok, și asta ghe și face 25 de lei. De, uite, să adăugăm și treaba asta la final. Și asta ghe, da. Doamnă, vă chinuiți exact cum ați spus, vă înțeleg. Înțeleg tot ce spuneți, că vă duceți la muncă, că aveți un salariu nu știu de care. Total adevărat. Dar fata aia cred că a făcut 20 de lei pe live-ul ăla. De-aia, înțelegi, oamenii cred că ei se îmbogățesc prin chestiile astea, dar nu bine, e adevărat. Bine, dar fii atent, privește altfel, că în America au fost câțiva care au făcut bani mulți din asta, nu? Da, eu chiar fac live-uri destul de des cu prima fată care a făcut trendul ăsta. Care? De la ea a pornit. E o fată, Cherry Crush TV. Româncă, da? Nu e româncă. E din afară și din intră afară. Pe live-uri tare? S-ar putea să o știi de pe site. Asta.
De pe ce să știu? De pe un site. A, nu cred, e... Bă, faci și porno? Nu știu. Nu, chiar nu știu, adică nu, fără mișcă, da, chiar știu. Din toate site-urile din lumea asta, dacă îi face și porno. Dar de pe ce site să știu? Nu știu, un site de bucate, de exemplu, poate făcea rețete. Zi, mă, nu. Păi da, mă, din tot internetul ăsta. Păi dacă mi-ai spus, o știu de pe un site. Zi, e actriță porno. Fă, nu știu, din câte mi-a spus și mie, mi-a păceat. Eu nu o recunosc. Nici eu chiar nu o recunosc. Uite, ea a fost prima gen. Dar bine, asta e deja NPC profi. Nu ce face Bahoy. Mama, are și voci diferite. Da, are de ăla, apasă pe el, habar n-am cum dracu face. Nu știu, frate, mi se pare... Și asta e prima și aseară chiar am intrat pe live cu ea. Ai intrat tu cu Pinky Doll pe live? Cu... Nu cu Pinky Doll, pe... cu aia, cu Cherry Crash. Da, și i-am zis, tu știi ce se întâmplă, i-am zis pe engleză, știi ce se întâmplă în România din cauza ta? Tu știi că ai destabilizat o țară? Știi că începe războiul civil din cauza la NPC? Da. I I'm sorry. Și a trecut mai departe. Mmm, ice cream so good, slay, huh? Balloon. Roses. Doamne. Dar știi pe I Need More Bullets? Pe cine? I Need More Bullets. Ăsta e NPC pe groanță, da, sau da. Ce? Da, da. Watch me write that baguette, monsieur. I need more bullets. Let me check that big one, monsieur. No, no, big question, yeah. No, no, big question, yeah. I love you too, buddy. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. I need more bullets. No, my power, sir. No. Uite nebunul, uite, îi place. Nu, încerc să înțeleg, frate. Ia uite la mine, ce culoare avea pistolul? Era sigur că nu știe, mă jur. Mă jur că nu știe. Nu, domnule, că mă uitam la comentarii, da, mă? Am văzut, mă, la ce te uitai tu, mă. Am înțeles, da, mă, frate, deci... Bă... Mă uitam în videoclipul din integralitatea lui, încercam să știu, văd tot ce se întâmplă, se întâmplă mai multe lucruri în videoclip. Corect. Ia să vedem, uite, Bucăraie iar am mișto NPC-urile. Salutare! Pup, pup, mersi pentru pălărie. Hei, trandafiru! Mersi pentru pălărie. Hei, trandafiru! Ah, ok, penibil ce fac NPC-urile, dar el când face, ironizează oameni cu... handicap e ok. Gen că da, strabism, că gen te uiți într-o parte, că nu știu ce, asta e ok, dar nu e ok că fac niște NPC-uri. Ce bună înghețata. Ce bună înghețata. Nu-mi place să muncesc. Nu-mi place să muncesc. Am 33 de ani și locuiesc cu părinții mei. Bine, asta e panorama, e panorama. Am 33 de ani și locuiesc cu părinții mei. Gheghe, gheghe. Vreau bani nemunciți. Bă, nu că sunt nemunciți. Doar că oamenii ar putea să investească efortul într-o muncă care să aducă și altceva, frate, în plus. Nu sunt munciți, nu poți să zici că sunt munciți. Nu, Bahoy, n-ai auzit că ăsta muncește, stă de la 7 dimineața. Vorba, bine, zice mai așa, dar nu, eu nu consider muncă, nici ce fac eu nu consider că e muncă. Că ce fac eu, stau... E o discuție fină, pentru că după aia ajung, când ajungem să vedem, bă, ce e muncă, ce nu e muncă, multă lume zice că uite, ce fac eu nu e muncă. Bă, ce faci tu, din câte am observat, e, da, poți să cataloghezi ca muncă. Că tu stai, îți ocupi zilele, stai toată ziua și filmezi așa. Dar eu, de exemplu, eu doar deschid telefonul, fac un TikTok 2 minute și gata. Fac un live de 2-3 ore și gata. E când foarte greu să tragi linia între ce e muncă și ce nu e muncă. Corect, e foarte, foarte greu, e o discuție grea. Eu n-aș numi eu niciodată muncă, măcar în fața oamenilor care se uită la noi. Care se trezesc și merg la job și muncesc. N-aș zice niciodată muncesc, sau cum a zis cineva, nu dau nume, că muncește, că se duce cu acte. Și eu, dacă mă duc cu un act, eu muncesc, cum ar veni. Cum adică că se duce cu acte? A zis cineva la un moment dat că cum să nu muncesc, că uite, m-am dus cu acte ieri, că am... Nu știu ce. A, gata, măi, știu ce vrei tu să spui. Bă, persoana aia muncește, de care vorbești tu, adică chiar muncește. Muncește, dar... Bă, muncește. Nu că se duce cu acte, dar un ansamblu, tot ce face, e o muncă grea. Adică e, bă, dacă te curci și ești obosit, eu, de exemplu, am zis că să rup de oboseară, adică de la toate chestiile pe care am făcut în timpul zilei. Bă, ai muncit, înseamnă că ai muncit, adică, ia, să vedem pe tot. Wow, ce bilet câștigător! Wow, ce bilet câștigător! Am pierdut la păcănele! Am pierdut la păcănele! Wow, ce bilet câștigător! Ghe-ghe-ghe-ghe! Ghe-ghe-ghe-ghe! Vine garda! Vine garda! Am tăiat 5 pușcării! Am tăiat 5 pușcării! Am tăiat 5 pușcării! Wow, bossul meu! Wow, bossul meu! Te spar cu bătaia! Te spar asta da, chiar e până ramă! Wow, ce bilet câștigător! Oh.
Mie mi-e foame, băi, bulangiule, stai și-mi comentezi mie pe live. Dă-mă drumul de aici dacă nu-ți convine, bă, tată, că vezi că eu fac asta de Caterinca cu TikTok-ul. Ești nebun la cap, mă știe, tot București, te drept mare șmecheri. Nu mai zic. Dă-i drumul, slu**u, să te bate de aici, mă. Haide, mă, doamne. Nu respiră, mai trage așa aer. Da, mamă, ce TikTok-uri mi-a apai next, mă, s-a... Am văzut. Da, haide să ne concentrăm pe reacția asta, băieți, să nu ne lăsăm distrați. Mergem mai departe. NPC-ul la spital, ia. Dă-mi o seringă, dă-mi o seringă. NPC în gara, dar nu ori mai mult. Aprinde lumânarea. Miam curculapte. Da, nu e așa fain. Încearcă și noi. Nu e așa fain. Dă-i un like ca să nu... Ți-i dau un like? Da, dă-i un like. Nu vreau să-mi plăcesc, că nu e fain. Bine, mă, îi dau un like. Dă-i un like așa. Hai, îi dau așa o inimioară. Ia uite, așa, uite, gata, ți-am dat. Bă, nu știu, mă, deci tu zici că e perfect ok cu NPC-ul ăsta, nu? E perfect ok, sunt penibile, așa mi se par și no! Dar nu la modul ăla. Nu cred că Hyman s-a apucat să facă NPC. Refuz să cred, ia. Crezi că ăsta n-a făcut la Caterinca? Mersi de înghețat, are gust mișto. Înghețată, are gust de căcat. Înghețată, are gust de p***ă. Păi, dar nu e NPC, e... Băi, Orin e fină și între parodia de NPC și NPC. Doamne, în sine, o să, frate. Cred că o să se formeze o știință la un moment dat, știința NPC-urilor. Deja linie fină, deja... Păi nu, dar gen... Știi analizăm. Cum e ca piesa aia cu Spike, cu manere. El a făcut o piesă ironizând manerele, dar de fapt era știut când a făcut-o că o să prindă, pentru că lumea o să ia de bună cu manere. Da, da. Așa și Hyman aici, el face cumva, zice, bă, frate, eu, Caterin, că fac mișto de NPC-uri, dar el face, bă, între donațiile, îi convine, păi, știi? Probabil a făcut un live. Wow! Ca panorama. Miroase a ciorap murdari. Eu nu mă uit, ți-am zis. Uite, și lumea în comentarii zice, sper că faci la mișto, uite ce e aici ăsta. Da, da. Te-am pierdut și pe tine, Haimene. Spune-mi că o faci la mișto, te rog, nu. Adică și lumea are întrebările astea. Inima! Dar stau totuși pe live 1100 de oameni. Păi e ciudat să vezi pe cineva. O să le mănânc. E ciudat să vezi pe cineva făcând asta, îți dai seama că de-aia stă lumea pe live. Nu, refuz să cred. Gege. Uite, de Albert n-a făcut la panoramă? Gege, Gugu, înghețată. Trandafil. Vreau așa mă puțin mătii. Nu-l vadă cineva? N-a auzit garda, stai așa. Am vrut să fac NPC și dă masca de peste mine. Uite, am făcut la panoramă, na. Da, mă, nu știu, tot mi se pare. Dacă face așa cineva la panoramă, pe care cunoști mediul online și are relevanță, e ok, dar dacă face unul... Da, corect, înțeleg ce zici și tu, dar, bă, e ciudat oricum mai dau. Au fost alte trenduri și mai nașpa, dacă mă întreb pe mine. Uite, asta a început, adică mulți zic că a început fata aia ceridor trendul, dar de aici cumva a plecat conceptul de NPC pe TikTok, de asta, sigur o știi pe asta. Nu. Are 1.700.000 de like-uri, nu sunt pe partea asta a TikTok-ului. Dar genul ăsta nu era cu live-uri, era ideea asta de a face... Dar asta chiar se pricepe. Din animații și din tot pare că e dintr-un joc. Da, chiar se pricepe. Aici pic GTA San Andreas. Bă, chiar se pricepe, sincer. Da, chiar e interesant. E un trend. Când v-ați apucat toți de cântat, n-a fost tot un trend? Voi nu luați nici poezii la serbare la școală și v-ați apucat de cântat. Nu vă dădea doamna profesoară poezii. Deci Celi, Andrei și Laru, tu nu vii la serbare, că tu nu știi să vorbești, nu știi să spui. Nu asta, dar nu știi să... Nu ai talent, cum ar veni. Așa. V-ați apucat toți de cântat. Atunci v-a sărit televiziunea în cap și acum... Dar vezi dacă ți-ai vândut sufletul. O să apară poze cu el în păduri de alea de baobab, cu toți în robe. O să apară cât de curând, nu vreau să dau nume cine, că cred că și știu cine o să fie. Ia zi. Nu dau nume, lasă să zic ție off camera și zici dacă e așa e. Da, mă, fraților. Bă, e un trend, pur și simplu. Bine, mă, e un trend, pur și simplu. Dar
unde, adică unde te opești, mă, când o să apară și alte trenduri nebune. Ca la un moment dat o să devină idioate, o să devină prea periculoase, prea idioate trendurile astea. La un moment dat, cred eu, oamenii o să fie dispus să meargă și mai mult decât atât pentru atenție. Că problema, mă, despre asta e vorba, de vizualizări, de atenție, de nu, nici. Deja au ajuns foarte departe. Probabil n-ai urmărit provocările care se făceau înainte pe TikTok, acum nu prea se mai fac. Da, și provocări, uite, spre exemplu, când se duceau dezbrăcați în benzinărie sau ce au făcut. Da, și ce e cerșetorie, dacă oamenii vor să vadă asta, e alegerea omului. Da, e complet idiot, adică să faci. Da, Canal D sau Antena 1 sau alte televiziuni, nu vreau să dau nume, că nu știu dacă acolo erau emisiunile astea. Așa. Când cheamă oameni de la țară care nu au educație, care nu au, e profund imoral. Venit, da. Și își bar joc de ei. Da, e profund imoral. Sincer, mai bine stau în garaj de nor și fac ca NPC-ul cu o pancartă lângă mine, decât să chem oamenii și să-mi bar joc de ei la televizor. Adică de asta nu înțeleg. Mai bine să-și bată ei joc de ei decât să își bată alții joc. Da, de corect. Cumva, chem, nu? Chem oamenii, faci bani pe urma lor, că n-au și eu educație, că nu știu. Da, asta eu o văd ca pe o luptă din nou între televiziune și internet. Pentru că ei vin și zic, uite ce fac ăia pe internet, cerșetorie, NPC-uri. Și voi ce ziceți? Da, așa e. Așa e. Zice, mă, da, așa e, mă, da, e ciudat trendul, voi, băiată. Nu știu, mă, găsați și voi în comentarii, fraților, care-i părerea voastră. Să mor dacă nu, de când am intrat aici, numai cu triunghiuri așa făceai pe masă, să mă uit eu, să-mi intre mie în cap. Mor dacă ăsta... Băi, de când am ajuns, frate, numai așa făcea, din... făcea pe masă, i-am zis off camera, bă, lasă-l ăla, că nu mă... Fraților, ideea este că dacă... Cea? Da, 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 da. Da, da, dar deoarece acest vlog este aproape fumat, v-aș vrea să dați mare pun butonului de like, să-i dați un înghețată, share pe story pentru mai tare, tare mult, dacă încă n-ați făcut-o, va, va, să vă abonați. Mă, ce e cu speed de la Craiova, de la Craiovița. Încerc și eu să fac, frate, trend. Da, nu te pricep, uite, de exemplu, ăsta dacă era NPC, să mor, dacă i-am un trandafir. Dacă o iei pe femeia asta pe Mitrică și pe Bahoi, da, ca lumea, nici pe Bahoi nu poți să-l pui să facă vloguri, de-aia trebuie să ne separăm. Fiecare cu are lui, frate. Noi ne-am dus, pa!